Guvernul a adoptat miercuri o hotărâre prin care îi ajută pe angajații de la stat să facă punte între weekend și Ziua Unirii ca să poată avea 4 zile libere. Pe lângă acestea, guvernul mai dă încă 2 zile libere pentru alte 2 mini-vacanțe, una de Ziua Copilului, 1 iunie, și o alta de Sfânta Maria, pe 14-15 august. Bugetarii ar urma să recupereze zilele oferite ca punte între sărbători și în weekenduri. În total, anul 2023 are 17 zile libere.